Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Acum, bine, mai la prânz. Acum sperăm să ne ajute și netul să facem o emisiune foarte frumoasă. Și, într-adevăr, astăzi sunt așa puțin mai emoționat față de cum mă știți voi. Nu de alta, dar astăzi am alături de mine pe doamna Irina Radu, fost președinte director general al TVR, profesorie de săvârșit media, acum senior media officer la OSC, prezentat în Albania, la emisiunea Gândul Zilei. Cred că este pentru prima dată când fac o emisiune, cel puțin cu cei cu care am colaborat foarte, foarte bine și de la care am învățat. Bună dimineața! Și Hristos a înviat! Bună dimineața, adevărat a înviat! O să adaug ceva pentru mine, mai ales... Suntem acum la grupul care iubește Brașovul, cu toți iubim Brașovul. Pentru mine e foarte important ca în prezentarea ta să apară faptul că am fost atâția ani director al festivalului. Venea, da, venea. Acolo e sufletul meu, adică o parte foarte bună din suflet a rămas acolo și o mulțime de amintiri vin de la Brașov. Ei, o să vedem în curând că venea și prezentarea asta și... avem o grămadă de lucruri frumoase, uite, ca să fie și mai frumos, așa să ne bucurăm amândoi. Așa facem. Ne repoziționăm cu tot ce se întâmplă aici. Mulțumesc foarte mult că uite am putut să facem. Sperăm să ne ajute. Sperăm să ne ajute internetul. Ieri am făcut cu Camelia Chiki interviu, a fost o oră și ceva, foarte drăguț, dar uite că a intrat și ea în direct cu noi. Ne și scrie, o salut pe Irina cu drag. Da, și dragilor, dacă sunteți pe recepție, puteți să adresați întrebări sau felicitări, bineînțeles, ama dacă de și ies. Dragilor, pe lângă emoția care mă cuprinde, pentru că începutul meu în voluntariat, începutul meu pe zona aceasta de media, dacă pot să spun așa, a început cu acest festival minunat, unde am cunoscut niște oameni extraordinari, profesioniști din toate punctele de vedere și acum vreau să vă spun public și că îi mulțumesc Irinei Radu și Iane Sândulescu că m-au luat alături de dânsele și mi-au dat atribuții în așa fel încât să facem să meargă acest festival mai departe încă din 1999. Pam, pam. Așa și până când s-a terminat să vedem acum cât o să mai dureze și cu festivalul, sperăm să fie în continuare, acum astăzi discuții adiacente. Dar înainte să începem așa, ca să începem bine ziua și așa, am o surpriză și eu vreau să o urmărim, după care ne reîntoarcem cu discuția așa aprofundată. Vă dați seama ce înseamnă pregătirea unui asemenea festival, o să vă spun că echipa tehnică a venit la Brașov cu 2 săptămâni înainte de a începe Ciorbul de Aur. Și toate au fost gata, chiar cu 3 zile înainte, de prima seară a Ciorbului.
când am acceptat ideea Irinei de a merge la Cerbul de Aur ca să facem un film despre ce însemna punerea în scenă a unui festival internațional de anvergură, n-am bănuit nicio clipă în ce lume fascinantă vom pătrunde. Povestea noastră de astăzi este puțin neobișnuită, pentru că veți pătrunde în lumea televiziunii din spatele camerei de luat vederi. Am descoperit o uriașă echipă de televiziune, al cărui program de lucru începe cu mult înaintea transmisiei primelor imagini ale Cerbului de Aur. O echipă care are în grijă un milion de amănunte, ce pot părea neimportante, dar care se dovedesc vitale, o echipă obișnuită să lucreze până la epuizare, o echipă frumoasă care construiește spectacolul de televiziune cadru cu cadru, acceptând de fiecare dată să rămână necunoscută marelui public. Ei bine, această echipă de televiziune reprezintă an de an secretul Cerbului de Aur, un secret care merită scos la luminile rampei. O să vedeți că sunt peste 230 de surse de lumină inteligentă, sunt aproximativ 400 de surse de lumină convențională. Dispunem de 3 macarale cu braț mobil și cap cald. Dispunem de travelling, de altfel pe suportul căruia ne aflăm. Acestor imagini, în așa fel încât transmisia de televiziune să fie cât mai spectaculoasă. Ca să ajungi să vezi transmis în direct festivalul Cerbul de Aur de către televiziunea română, descoperi că povestea începe cu mult, foarte mult timp înainte. Irina a vrut să deconspire elementele de organizare a Cerbului de Aur și așa am aflat când începe în realitate munca pentru 3 zile de glorie. Cu cât timp înainte încep pregătirile pentru festival? Anul acesta am început mult mai repede decât anul trecut, undeva prin luna martie, cu înscrierea concurenților străini, apoi cu preselecția lor, cu o selecție, cu organizarea venirilor în țară, bilete. Mai răziști? Știi cum este? Dacă îți place ceva, reziști. Mie îmi place ce fac și n-am încotro, trebuie să rezist. Și trag după mine toată echipa și toată lumea, știi? Dacă eu dau semn de slăbiciune, ceilalți zic... Așa că totul trebuie să iasă foarte bine și trebuie să rezistăm. Vedetele televiziunii române care urmau să prezinte gala laureaților. Irina a hotărât să o ia pe scurtătură și să afle rezultatele înaintea tuturor. În seara celei de-a treia zi a Cerbului, să vedem ce face directorul festivalului. Bună, Irina! Bună! Ce faci aici? Ceva foarte important în acest moment. Scriu diplomele. Cred? Scriu foarte urât, să știi. Deci asta e dacă o să arată. Nu descifrăm nimic? Eu cred că cei care câștigă vor descifra, adică își vor recunoaște numele cel puțin. Și? Știm ceva dinainte? Sunt curioși să știm cine e rău. Ce să vă spun? Vă spun doar trofeu. Facem un deal, da? Bine, uite, scriem acum. Se acordă trofeul Festivalul Internațional Cerbul de Aur 2004. Deci să vedem unde pleacă și scriem acum. Pleacă în Malta. Hai să-l scriem. Și concurenta se numește Elena. Elena din Malta! Câștigătoarea Cerbului de Aur în acest an, doamnelor și domnilor! Da, uite. Da, gata, suntem pe poziții. Am vrut neapărat să introduc într-un material așa frumos cel puțin. Ai vrut să mă faci să plâng și să știi că n-ai puțin. Puțin așa. Deloc, m-ai făcut foarte fericită și
Să știi că mă bucur de fiecare dată să văd imaginile astea și cred că numai stresul ăla maxim și răspunderea aia și ambiția aia uriașă să iasă totul bine ne-a făcut pe noi toți, nu numai pe mine, și tu ești inclus și pe cine am recunoscut, pe Manoliu, pe Liana Sândulescu, pe Irina Luca, pe Laurențiu de la Lumin, pe Damian la cameră, pe, bineînțeles, Pink a apărut așa într-un cadru. Iuliana Marciuc. Iuliana, prietena mea cea mai bună și veche din București, mai am una mai veche la Iași, pe Relu, pe, în fine, toți colegii. Deci cred că asta a fost o școală extraordinară care ne-a modelat și ne-a făcut să fim ceea ce suntem astăzi. Pentru că eu am zis ceva, în câteva săptămâni de CERB se învață mai mult decât în 4 ani de facultate și tu cred că poți să confirmi asta. Da, oricum... Bine, povestea cum am ajuns eu acolo lângă voi a fost așa, o să o povestim doar noi, e foarte lungă, dar foarte, foarte frumoasă. Okay. Atâta știu că trebuie să-i mulțumesc cu lui Romulus Oprică, Romi sau da. Romulache, cum îi spuneați voi și îl salutăm. La fel de chel este și acum, deci e perfect. Dar da, este cel care eram în liceu cu el și mi-a zis: bă, vezi că e ceva pe acolo, pe la CERN, dacă vrei să fii și tu. Bine, povestea este puțin mai lungă și n-are rost să o spunem acum. Dar asta vreau să vă spun, pasiunea, uite că după, hai să zicem, 12-13 ani am decis să fac acest grup, grupul Iubim Brașovul, după care la vreo 6 ani distanță am dat drumul și acestei televiziuni online. Și da, uite acum ne... Da, suntem așa, mai micuți, avem doar 130.000 de urmăritori, începem să... Da, începem să urcăm, facem numai lucruri frumoase și nu dăm decât lucruri de turism și alte lucruri nu ne interesează și lucruri despre oameni. Acum, într-adevăr, în acest material vreau să vă spun că l-am urcat, am uitat să mă uit exact în ce an l-am urcat pe YouTube, dar am găsit acel, era senzație la momentul respectiv. Acest filmuleț a fost scris pe un CD micuț, drăguț, așa, era atunci în perioada aia senzație. Și l-am găsit și acum păstrez toate mapele și toate legitimațiile de la prima ediție, de când am fost, le am frumos acolo puse, pentru că să intru în această mare familie și să intru în acest mare festival, în organizarea lui, și să fiu dincolo de ecrane, m-a făcut într-adevăr să văd lumea cu alți ochi și doi, să cunosc niște oameni minunați, oameni care poate pentru niște copii atunci în clasa a noua nu le dădeau nici măcar o șansă. Și vreau să le mulțumesc public și să vă mulțumesc vouă public că într-adevăr ați făcut ca noi să ne simțim extraordinar de bine și acum ținem legătura cu noi, cu cei care sunt au fost în aceste echipe de ghizișorii, cum îi zicea doamna Liana Sândulescu, ghidușii, da. Acum, cu bune, cu rele, no, așa eram toți, dar echipa a fost foarte bună și într-adevăr a trebuit să ne pliem pe ce înseamnă seriozitate. Știu că începeam treaba la ora 8 și o termineam undeva la ora 2-3 și bacea iară la ora 8. Dar acum, înainte să vorbim despre acea perioadă și așa, vreau să fac un, așa cum am făcut și cu Camelia Cichi, că nici ea nu s-a așteptat la unele lucruri. Asta este, surprizele sunt surprize și de aceea iubim Brașovul. Bine, sunt surprize frumoase. Povestește-ne puțin de ce
ai ales această zonă, să mergi pe media? În primul rând, chiar mulțumesc și eu pentru surpriză. Sigur că e un film pe care l-am văzut nu odată, ci de mai multe ori. Știu deja replicile, știu ce spune fiecare, dar de fiecare dată mă uit cu același drag. Știi? Așa cum ne uităm de Crăciun la Home Alone. De ce am ales media? Să știi că n-am ales exact media de la început, pentru că eu am terminat liceul în 1987. Adică pe celelalte vremuri, ca să zic așa. Și din clasa... Ce-ai terminat, cum să zici? Adică, perioada aia nu cred că era media, știi? Exact, asta vreau să spun. Deci din clasa, deși eram la un liceu de matematică fizică, de unde probabil mintea mea ordonată și organizată, pasiunea mea tot timpul a fost pentru scris. Deci nu m-am gândit niciodată pe vremea lui Ceaușescu la televiziune. Tot timpul mi-am dorit să fiu scriitor. Și sigur că toată familia râdea de mine că ce scriitor să fiu pe vremea lui Ceaușescu. Sigur, cumpăram volumele Anei Blandiana pe sub mână pe la câteva librării din Iași. Cumpăram, în fine, sunt prea multe amintiri și prea îndepărtate, dar ca idee, deci asta mi-aș fi dorit, să scriu și să devin scriitor, și de aceea am dat la filologie. Deci deși am terminat matematică fizică la facultate, deci ca facultate am terminat limbi și literaturi, engleză și română. Și după aceea, deci când eram în anul 2 de facultate, s-a întâmplat o revoluție. Foarte bine că s-a întâmplat. Spun o revoluție pentru că e o revoluție până o să înțelegem ce a fost exact și nu știu dacă vom înțelege vreodată. Dar s-a întâmplat acel lucru minunat pentru care au murit atâția oameni și care ne-a schimbat tuturor viețile. Adică și eu mă gândeam că dacă n-ar fi fost revoluția, eram cu siguranță profesor undeva la o școală, la un liceu. Ce să spun, s-a întâmplat altfel. Și atunci, după ce am terminat facultatea, de fapt, cred că din anul 3 de facultate, am început să scriu la ziar, la Opinia Studențească pe vremea aia. Deși înainte publicasem poezii în ziarul local de Iași. Și în fine, îți povestesc lucruri pe care nu le știi. Tocmai de-aia. Așa, mi-am dat seama, pentru că știi, îți dai seama ca și tine, când lucrezi în televiziune și vezi reacția celui care ascultă, știi dacă spui ceea ce trebuie sau nu. Da. Deci scriam la ziar, la Opinia Studențească, și cred că era în 91, când... Sigur că prin redactorul nostru șef, directorul ziarului, de fapt, domnul Daniel Condurache, am cunoscut-o pe soția lui, pe doamna Vanda Condurache, Dumnezeu să o odihnească, din păcate a plecat de mulți ani buni dintre noi. Și ei m-au sfătuit când a apărut un concurs la TVR Iași, ea lucra deja acolo, Vanda, și mi-au spus, uite, eu știu cum scrii tu, știu de la Daniel că ești un jurnalist talentat, nu vrei să treci în televiziune, pentru că noi am mai dat un concurs, au venit tot felul de băieți și fete drăguți și drăguțe, dar nu sunt jurnaliști și nouă ne trebuie jurnaliști. Tu ești jurnalist, ești la ziar, nu vrei să vii la concurs? Și întâi am ezitat. Nu m-am gândit niciodată să fac televiziune, nu era în planul meu de viață. Zic, eu vreau să scriu. Zice, bine, poți să scrii, dar nu poți să scrii și acolo, nu-i problemă. Exact, nu te piedică nimeni să scrii cărți sau ce visam eu atunci, caivers pe pereți. Și uite așa, datorită, pot să spun că datorită familiei Condurache am ajuns în televiziune. Și sigur că... L-a mulțumit, cum faci tu cu noi cei de atunci, de acum 16 ani sau cât, așa le mulțumesc și eu întotdeauna. Și pentru că, știi, întotdeauna ai nevoie de cineva care să te descopere. Adică pentru mine ei mi-au modificat destinul trecând din presa scrisă în televiziune. Apoi domnul Victor Ionescu mi-a modificat destinul
aducându-mă de la Iași, de la TVR Iași la București, pentru că m-a văzut prezentând o emisiune la TVR Iași. A fost o întâmplare și m-a invitat după aia să prezint cu el într-o sâmbătă, ora 25 Transit TV, cine își mai amintește acea emisiune. Și după aceea m-a întrebat dacă nu vreau să vin la București, că au nevoie de oameni tineri, noi. Bineînțeles că eram tânără mulți ani. Și acum? Și acum. Da. Și așa a fost. Deci sunt oameni care ne marchează destinul. Cum la fel, următorul pas când am trecut în management a fost, ca să zic așa între ghilimele, vina domnului Valentin Nicolau, Dumnezeu să-l odihnească și pe dânsul, un șef pe care l-am cunoscut, da, la CERN. Exact, un prieten bun, un om foarte dur uneori, dar corect. Și el m-a încurajat să merg către management, sfătuindu-mă așa destul de dur. Știi, mă, Irinuca, anii ăștia vin și pleacă. Femeile îmbătrânesc. Adică a spus-o direct, da, da. Încurajator, adică ca și cum îmi spunea, băi, nu vrei să faci tu ceva serios? De da, adică și așa am intrat pe această latură. Sigur, după aia a urmat alte studii, post-universitare, post nu știu ce. Dar asta vreau să zic, ei sunt pionii care mi-au modificat în niște momente de răscruce, să zic așa, destin. Da, foarte frumos precizat și inclusiv voi ați modificat destinul, cel puțin al meu, dar și al colegilor care, voi 3-4 care acum sunt pe undeva pe băgați în televiziunile autohtone. Și mai mult decât atât, acolo era într-adevăr locul în care trebuia să fie organizat. Dar mai mult decât atâta, să știi să iei decizii rapid, fără să întrebi 200.000 de oameni, băi, dar ce să fac, da, e bine așa. Nu, ia-le, decizia e a ta, să fie bine, că dacă este nasol, îți te claxonăm. Dacă nu te sun, este bine. Aia știu și acum, Iana Sândulescu mi-a zis, zice, băi, dacă nu te sun, e bine, deci e perfect. Las-o dacă așa. Dacă nu te sunăm noi, lasă-ne, nu ne suna tu. Exact. Și înseamnă că îți faci treaba foarte bine. Și a fost o provocare foarte mare atunci. Știu că m-ați întrebat amândouă, măi, dar sigur vrei să faci asta, ca să știi să nu mă încurci, că de încurcat am aici o grămadă. Știi ceva de genul? Eu deja eram... Da, era speriat, zic, băi, acum Dumnezeu, că doar are echipa, adică cum adică are o grămadă să se cuce bine, era în ghilimele, dar ca idee. Și omuleți, într-adevăr, au fost într-adevăr ceea ce trebuia. Lumea a fost, cel puțin staff-ul și tot ce înseamnă delegațiile, au fost foarte încântați și asta ne interesa pe noi. Să mai facem o confesiune mică, pornind tot de la filmul prezentat de voi, știi că la un moment dat acolo, nu mai știu dacă voiceover-ul sau, adică nu mai știu dacă Răzvan Butaru sau Irina Luca, nu știu care a zis că era cu 24 de ore înainte sau în fine cu o seară înainte, da. Totul gata. Irina, deci tu știi foarte bine că niciodată nu e totul gata. Știu. Adică așa cum vrei tu și așa cum ți le imaginezi. Să zici 3, 2, 1, dă-i drumul. Niciodată nu ajungi într-un eveniment foarte complex. Da, poate să fie gata totul perfect și nici atunci. Poate la o nuntă cu 200 de oameni. Nici atunci. Dar la un eveniment în care ai implicat pur și simplu, ai implicat mii de persoane, e absolut imposibil, pentru că întotdeauna este unul care uită să facă ceva, întotdeauna se strică ceva, întotdeauna tu știi cade semnalul. Mai cade semnalul, iar la Brașov, știi care era tot timpul rugăciunea noastră vis-a-vis de ploaie. Să nu plouă. Adică nu mai știu în ce an a fost ploaia aia înainte de gală și am amânat în 2001. Nu, în scuză-mă. Da, 2001. Nu mai țin minte și știu că a fost un stres, știu că eram toți, plângeam și de ploaie și de nervi și de a fost frig. Da. Dar oricum acum știi că ne uităm în urmă, sunt amintiri foarte frumoase.
Sunt amintiri foarte frumoase și sunt amintiri în care, încă o dată precizez, modelează niște caractere și niște lucruri. Pentru că chiar dacă oamenii cârcotașii care știi cum e, cei care nu știau ce se întâmplă în spate, vedeau o grămadă de oameni care se plimbau pe republicii, cum se spune, dar de fapt oamenii care se plimbau pe republicii, fiecare avea treaba lui. Cei care stăteau în spate. Iartă-mă că te întreb. Da, gen, oricând, oricând. Eu de-aia am încercat întotdeauna, oricât am fost de provocată, fie de colegii mei din interior, de unii, bineînțeles, ori de jurnaliști, am încercat să nu mă bag și să nu critic niciodată edițiile făcute de altcineva. Pentru că nu știi niciodată ce e în spate. Numai cine a fost acolo știe că poți să judeci doar dacă cunoști situația. Așa, să ne dăm toți cu părerea, ăsta este doar dreptul telespectatorului. Doar telespectatorul are dreptul să ne judece din ce privințe și perspective vrea el. Oricum, de la... Da, în rest noi trebuie să ținem cont că nu poți să ai păreri fără să știi ce a fost acolo când ceva n-a mers bine. Da, și mai ales la un eveniment de genul acesta și mai ales că în fiecare an se tehnologiza lucrurile în așa fel încât ce a fost anul trecut vedeai de la ediție la ediție că apăreau elemente noi, apăreau structuri noi care te puneau puțin într-o dilemă, băi, merge sau mergem tot cu proiectorul ăla? Nu, trebuie să mergem cu proiectorul ăla, că ăla e bun. Adică acum dau asta, dar înainte de lucrul acesta, cel puțin unde era o relaxare puțin mai mare, erau gen session-urile de la ARO de la nopțile cerbului, unde lumea, într-adevăr, după o zi, zile frumoase, că nu pot să zic altfel, se relaxa, dar și schimbau opinii și așa mai făceam și planul pentru a doua zi. Bineînțeles, asta era la ora 3 dimineața și la ora 7 eram în picioare. Dar erau două săptămâni de alergătură. Acum, după ce ai terminat și ai intrat în această vâltoare a televiziunii, ai urcat în management. Cum a fost? Da. De fapt, când a început, când am avut prima funcție managerială și mi-a plăcut ceva ce am citit odată într-un manual american, să nu mă întreb al cui, spre rușinea mea, nu mai știu. Nu codează. În care se spunea că cel mai sau primul manager important pe care l-am întâlnit în viața mea e mama. Da. Excepțional. Și atunci de asta am stat și m-am gândit când am început eu cu managementul. Pentru că, într-adevăr, mama e mama în general, nu mama mea sau în fine, un model de manager. Pentru că exact îndeplinește toate funcțiile alea. Trebuie să organizeze o echipă, trebuie să răspundă de un buget, trebuie să fie gata la timp. Mi-a plăcut extraordinar exemplul ăsta. Super! Da, mi-a plăcut enorm. Și pot să spun că prima echipă manageriată de mine, să zic așa, a fost de fapt la TVR Iași. Pentru că tu știi, o echipă de televiziune are măcar 3 oameni și de obicei liderul echipei este cel care răspunde editorial. Și sigur, acolo am început să conduc o echipă, să spun așa. Și după aia la București, nu mai știu, cred că aș spune că prima funcție de conducere a fost când am fost redactor șef adjunct la, sau șef, nu mai țin, sunt mult prea mulți ani, la redacția de corespondenți. Deci răspundeam de rețeaua de corespondenți din țară pentru știri, pentru jurnalul TVR. Cei care dau din... Exact, cei care trimit știrile din fiecare localitate unde aveam corespondenți. Și a fost foarte frumos, pentru că, știi, noi așa spunem, cum să nu-mi cunosc țara, sunt român, îmi cunosc țara. E, nu e chiar așa, pentru că atunci când lucrezi... Una e la București, una e în țară. Adică exact ce ziceam și cu Camelia, da? Exact. Și atunci ai nevoie de cei care sunt de acolo când se întâmplă ceva pentru a fi sigur că știrea e cea corectă, că ai oameni pe care te poți baza și știi, cel mai frică, nu frică, nici nu știu cum să spun...
și cred că și acum sufăr un pic din motivul ăsta. Pentru că uneori ca manager, pentru că vrei să iasă totul bine, ai senzația prea mult să stai lângă fiecare, să-l verifici, să-l împingi și uneori nu poți progresa dacă te pierzi în amănunte. Și atunci trebuie să mai și lași lucrurile să se întâmple cum o fi, sigur dacă ala nu afectează întregul, pentru că doar așa se poate progresa, stând lângă fiecare să facă fiecare perfect. Pierzi. Nu există. Exact, imaginea de ansamblu. Deci nu pot să spun că am simțit o trecere, nu pot să spun asta. Adică totul a fost cumva normal și am spus-o de multe ori și o spun în continuare, chiar dacă o cred puțin. În fine, pe mine mă interesează să o creadă oamenii care cred și în vorbe, pentru că, din păcate, la noi vorbele și-au cam pierdut puterea și seriozitatea. Nu a fost scopul meu să cresc în funcție. N-a fost scopul meu nici să fiu redactor șef, nici măcar să ajung președinte. N-a fost scopul. Deci pur și simplu au venit, s-au legat niște lucruri și pot să-ți mai spun ceva. De multe ori am aplicat la niște joburi chiar în TVR și nu are decât să se supere cine vrea pe mine. Nu mai contează. Pentru că știam cine aplică și mă gândeam, știi ceva, decât să-mi ajungă ăla sau aia șef, mă bag și eu la concurs. Și să știi că cine spune că n-a fost niciodată în situația asta, în management minte. Pentru că toți la un moment dat ne-am băgat, ca să vorbesc așa puțin prea liber, dar na, e sâmbătă și stăm la cafea. Exact. Ne băgăm uneori și intrăm într-o competiție doar pentru că îți dai seama că ar fi foarte rău pentru tine și pentru colegi să fii altcineva. Și atunci spui, asta e, hai să încerc și eu. Adică inclusiv cu, cum zic eu, cu președințeala, când mi s-au povestit opțiunile, am zis, domnule, până la urmă se va afla că mi s-a propus și mie, pentru că tu știi, și în România, ca și în alte câteva țări mai balcanice, așa, se află imediat marile secrete naționale. Deocamdată nu sunt. Exact, și am zis că nu m-aș ierta niciodată și nu m-aș putea uita în ochii colegilor mei și să zic, da, am avut șansa asta să ajut atât cât pot eu și am refuzat-o. Adică, da, oricum, eu m-am bucurat enorm că ai făcut pasul acela, cel puțin din perspectiva să lucrezi atâția ani cu voi, să colaborezi și pe alte evenimente care se întâmplau la București, că n-a fost numai Cervu. O salutăm și pe doamna Mioara, care a fost și dânsa directoarea festivalului și a mers din nou pe mâna noastră și ne-a girat și cred că a fost chiar drăguț, inclusiv pe domnul Titi Dincă, care a venit după aceea. Adică oameni de la care poți să înveți și poți să faci, nu mai spun de domnul Manoliu și tot ce înseamnă echipa de acolo, dar având în vedere că oamenii profesioniști și oamenii buni trebuie să meargă într-adevăr în direcția respectivă și cum la noi se zice că te pricep la toate, nu te pricep la toate, dacă ești bun într-un loc, mergi pe drumul ăla. Acum eu am învățat cel puțin acele uși deschise de care povesteai, au fost două. A fost una de la liceul meu, în care directorul liceului am creat Consiliul Elevilor la noi în liceu și după aceea l-am dăruit toată țara și uite de 20 ceva de ani funcționează așa cum trebuie și a plecat modelul de la noi. Da, și începând după aceea, așa s-a legat, la vreo două luni a fost prima experiență cu Cervul de Aur și așa s-au legat lucrurile. Mergem acum, uite, în altă direcție cu educația juridică în școală, de la care tot de la Brașov a plecat împreună cu Cristi Dănileț, care a făcut să fie posibilă treaba aceasta, dar tot în Brașov am reușit să-l implementăm. Dar vreau să revin exact la ce ziceai. Nu este o rușine ca profesioniștii să meargă acolo unde trebuie să meargă. Și asta trebuie să se înțeleagă. Acum pot să vorbesc. Da, și ce aș mai adăuga, pentru că
Sigur, nu este un interviu oficial despre poziția mea de aici și pentru interviuri oficiale trebuie să mă pregătesc. Cum sunt niște reguli stricte în majoritatea instituțiilor serioase, dar ce pot să vă spun e că pentru mine a fost o mare lecție și acum să mă și laud puțin în glumă. Avem aici, eu deja am lăudat că deja avem cam câte evenimente, cred că astea sunt un sfert, dar eu le știu cel mai bine. Da, nu știu ce vreau să spun, că m-am bucurat și am fost fericită eu cu mine să descoper aceeași bucurie în a conduce 2000 și ceva de oameni, erau 2400 când am condus eu TVR-ul și când am ajuns aici în Albania la Tirana, inițial nu am avut niciun subaltern. Deci singură, pot să spun că la 50 de ani am luat-o de la zero. Mulți înainte, tineră. Acum am apropiat de 52, au trecut 2 ani și să știi că ăștia 2 ani se împlinesc zilele astea, ieri, astăzi, 2 ani de când în Tirana. Nimica nu este întâmplător. Exact, da. Deci pot să zic că am sărbătorit cu tine prin acest timp. Mulțumesc foarte mult. Da. Și după aia a început să crească echipa. Deci acum suntem în echipă 5. Da. Povestește-ne puțin ce este, că lumea a auzit așa în mare, dar nu prea știu. Deci foarte, foarte superficial spunând. Foarte superficial. Da, și pe ton prietenesc, nu hiperdiplomatic. Nu. Rolul nostru al media unit, al micului departament media de aici, este de a susține, de a monitoriza media din Albania pentru ca jurnaliștii de aici și legislația de aici să fie pusă în acord cu legislația internațională. Și să se respecte. Și, bineînțeles, asta vreau să spun punctul 2. Monitorizăm cazuri, conflicte, probleme de cenzură uneori. Astea sunt destul de, hai să spun așa, speciale aici. Ne-am avut și noi în România. Nu numai că am avut, dar mai avem încă probleme și m-am întristat că mai avem probleme. Pentru că am citit-o, cum să spun, din poziția pe care o am acum. Nu știu dacă aș fi fost în România dacă aș fi aflat lucrurile astea. Și cum să spun, acum e clar că atunci când o să mă întorc, nu știu când va fi asta, vreau să mă ocup mult mai mult de libertatea presei așa cum trebuie făcută. Pentru că, sincer, mie mi se părea așa un pic de bla bla. Și e bla bla dacă nu știi să arăți exact cazuri și efecte și situații, exact ca un reporter. Omul trebuie să înțeleagă și să vizualizeze. Dacă îi spui doar teorie, știi, noi ne ocupăm să schimbăm niște legi și să nu știu ce. Nu simt. Bine, da, bine. Da, bine, e o prostie, vă plictisiți acolo sau luați bani degeaba. Știu că am auzit și am discuții dure uneori chiar cu oameni apropiați. Dar în momentul în care spui, uite, a fost închis un site, că așa a considerat cineva că site-ul ăla e nu știu cum și l-au închis. Și dacă patronii fac anumite chestii și abonează. Asta în plus și în urma unor demersuri, unor discuții, unor scrisori oficiale, site-ul a fost redeschis. Adică, bun, poate că uneori în aceste țări, sau nu poate, chiar se întâmplă, se fac greșeli și din neștiință sau din automatismul de a aplica niște obiceiuri greșite pe care le-au avut în 10 de ani. Cum era și la noi, să spun așa, imediat după Revoluție sau propaganda, da. E o muncă interesantă și într-un fel mi se potrivește, într-un fel sufăr, pentru că e clar că aș avea alte reacții ca jurnalist. Din poziția mea nu pot să reacționez ca un jurnalist, știi, combatant, să zic așa. E interesant. În schimb, sigur că mi-e dor de televiziune, îmi lipsește foarte tare televiziunea, mi-e dor de să creez formate și să știi că... Câți ani ai stat în TVR? În TVR, păi am fost și cu întreruperi, pentru că știi bine că am fost și la Antenă și la Canal. Și la Canale? Și Canal 2, da. La televiziune, cred că în televiziune am fost peste 25 de ani, în toate trei televiziunile. Păi 25 de ani ai cum să nu...
Da, și ce vreau să spun, că îmi pare bine că am lăsat amprentă peste tot, asta așa, lăsând modestia la o parte. Nici nu trebuie, eu așa zic, da. Oamenii valoroși nu trebuie nu, să... Nu, eu zic, nu, asta, știi cum, îmi plac oamenii modești, dar am învățat că trebuie să înveți să spui ce ai făcut și să recunoști exact. Ce ai făcut, să zicem, adică să fii deschis. Și vreau, asta vreau să spun, că mă bucur să văd formatele gândite de mine sau modificate sau adaptate în, încă având mare succes. Sau grila făcută de mine acum nu știu câți ani de zile la Canal D, așa cum am pus noi jurnale sau bazele, niște reality-uri sau nu vorbesc peste tot, sigur sunt lucruri bune sau lucruri criticabile și asta ține de atât de gustul publicului, cât și de misiunea pe care și-o atribuie fiecare televiziune. Deci nu trebuie să judecăm toate televiziunile la fel. Dar în fine, am intrat într-o discuție mult prea teoretică. Mai bine ne întoarcem. Nu, da, este foarte, foarte bine și e foarte bine pus punctul pe ei, cum se spune. Pentru că, într-adevăr, uite-te, se dezvoltă foarte mult ceea ce facem și noi acum, da? O televiziune online, dar o televiziune care nu are tot ce înseamnă fluxul și lucrurile care sunt în spate într-o televiziune comercială și o televiziune normală, dar se dezvoltă, te adaptezi. Uite, pentru aceste formate pe care le vedem acum, îi mulțumesc Lusanda Nicola de la Liege, care mi-a zis, zice, mă, ia programul ăsta, că ăsta este frumos, că ne făceam pe Zoom, știi? Și da. Acum asta e, acum nu, ce să facem, în carantină. Da, și mai ales că noi suntem un post online, dar cu oameni care fac asta doar din pasiune. Deci nu sunt angajați, ci sunt oameni care vor să facă din pasiune. Muncesc în alte locuri, toți muncesc în alte locuri, dar atât mai frumos, înseamnă chiar e să spun așa, rezultatul unei munci cu suflet. Da, exact asta. M-a caracterizat și m-a definit acea experiență de la Cerbul de Aur și acea experiență excepțională cu oameni care îi vedeam că într-adevăr își fac treaba așa cum trebuie și trebuie să iasă, cum ziceam, trebuie să iasă la ora 20, trebuie să înceapă live-ul și asta este, adică orice ar fi, nu ne interesează, plouă, viscol, trebuie să intre pe scenă. Da. Și asta era. Până atunci te războiai, să scoteai cuțitele, mai te duceai, mai beai o cafea, mai nu știu ce, dar la ora 20 trebuia să fim în piață. Asta era definitoriu. Cum vezi, cel puțin în perioada asta de 2 ani, de când ai plecat din țară, cel puțin tot pe zona asta, și foarte bine că ai plecat tot așa să... tot pe media. Cum vezi România? Aș mai adăuga un singur lucru, care zic eu că e important. O mare parte a proiectului meu de aici se ocupă și de televiziunea publică de aici din Albania. Foarte frumos. Se numește RTŞ, Tarea Limba Albaneză și cum să spun, asta mai alină un pic dorul de televiziune de acasă, pentru că știi cum ajungi să-ți fie dor chiar de mirosul ăla de exact. Studiu. Lumea care n-a intrat într-un platou de televiziune nu știe. Dar ce înseamnă? Exact, eu chiar am o memorie olfactivă și specială și mirosurile mi-aduc așa aminte de asocieri și când intru aici în televiziune, știi, parcă mă simt acasă un pic. Da, mă întrebai ceva de 2 ani de zile, am vrut să fac complet asta și mi-a scăpat. Și cum se vede, din afară, o să zic în ghilimele, din afară, sau cum vezi tu media astăzi românească? Și nu numai. Internațională. Sigur că acum nu pot să spun că media din România am urmărit-o cum o urmăream altă dată, pentru că nu am timp și nu am cum. Adică altă dată mă uitam la tot felul de emisiuni sau ascultam la radio cu creionul în mână, pentru că așa am fost învățată. Acum văd fragmente, îmi plac lucruri, sunt unele care nu-mi plac. Am fost foarte...
dezamăgită de cum a început cum a început acoperirea, să zic așa, subiectului COVID la acum câteva săptămâni. După care am văzut că s-au mai relaxat mințile și se întâmplă lucrurile mai bine. Nu pot să mă uit în fiecare zi la televizor, nu am cum. Dar de asta zic, mă abțin să judec când nu sunt foarte pregătită, știi? Deci ce spun în momentul ăsta, spun așa, mai mult ca telespectator. Îmi place mult, tu știi bine că trăiam și mă trezeam dimineața la Cerb și nu puteam să înghit cafea până nu trimiteau băieții de la București audiențele. Deci sunt un om al cifrelor, că doar de-aia am făcut matematică fizică și de-aia îmi place să vorbesc pe cifre și pe informație corectă. Adică ce spun așa sunt impresii de telespectator sau un pic, să zic, mai pregătit, având în vedere experiența. Dar nu îmi place să judec fără să am informații. Adică dacă mă întreb acum, nu știu câte radiouri sunt acum în România, nu știu. Dar sunt eu prea tocilară. Cum ți se pare trecerea asta de la o televiziune clasică, da, la televiziunile online? Mi se pare extraordinar de folositoare dacă e făcută bine și extraordinar de periculoasă dacă încape pe mâini care... Nocive. Da, mâini care sunt conduse de un creier care nu judecă. Adică am văzut atâtea prostii pe net. M-am îngrozit de câte ori primeam. Nu, dar știi ce, Eugen? Primeam forward-uri de la oameni, cum să spun, de la... Care nu te așteptai? De la intelectual, de la oameni pregătiți cu tot felul de prostii, cu tot felul. Și mi-am dat seama cât de gravă e situația asta de fake news și cât de ușor e să-ți bați joc de o planetă întreagă. Asta mă sperie, recunosc că mă sperie. Și când în foarte multe situații e foarte greu de identificat sursa, de unde pleacă prostia, pentru că ar trebui ăla luat și pus pe tocător, să zic, și bătut cu varga, știi? Dar, din păcate, na, legislația e diferită în diferite țări. Se înregistrează un prost pe voce, dă drumul la un WhatsApp și toată lumea începe să bea aripă, da, de bunică, da, cu știință din la COVID. Adică încerc să-mi păstrez umorul ca să nu cad în plânsete. Dar, din punctul ăsta de vedere, mi se pare riscant. Și acum știi cum ajungem la capacitatea fiecăruia dintre noi de a discerne ce citește, ce vizionează, cum, pe ce ascultă. Exact, adică nu o să mă apuc să văd orice, chiar dacă nu știu o sursă, când îmi vine un video sau orice. Dacă văd un animăluț sau ceva haios, mă uit. Dar dacă văd cine știe ce și texte de astea care promit, între ghilimele, să știi că nici nu-mi pierd vremea. Adică am câteva site-uri, urmăresc anumite lucruri, da. Dar hai să revenim cu discuția, că devine prea serioasă și tot de sâmbătă dimineață. Spune-mi, da, tu, da, sâmbătă acolo, la voi se poate ieși din casă, nu? Acum. Da, se poate ieși doar cu hârtie, cum se spune, hârtie, este foarte ok, da. Eu zic că este o măsură foarte bună, trebuia puțin luată mai din timp. La noi nu se iese cu nicio hârtie, de exemplu la noi... Bine că spui treaba asta, cei care ne privesc să știe. Da, să deci uite. La noi, la început, o lună de zile, cred că am avut voie să ieșim din casă doar dimineața până la prânz la ora 1. Atenție, dragilor! Și la 1 se închidea tot până a doua zi dimineața. Deci trebuia să mergi fuguța-fuguța. Iar în intervalul ăsta aveai voie să ieși o oră. Adică trimiți SMS. Să-ți plimbi câini. Nu, să-ți trimiți SMS, ia uite, interesant. SMS la un site oficial, deci acolo te înregistra SMS-ul, încă e valabil, doar că s-a schimbat un pic programul. Și din momentul în care îți venea ok-ul, puteai să ieși o oră. Așa, atât a fost prima limită. Acum s-a extins puțin, acum putem ieși în timpul săptămânii până la 5:30 după amiaza. Suntem bine. Doamne ferește, deci îți dai seama, dacă făceau ăștia în România, cred că făceau revoluție. Stai că n-am terminat. Iar în weekend suntem închiși în casă de vineri de la 5:30 până luni dimineață la ora 5. Bestial, da.
Deci, dacă la noi este parfum, deci nu avem nicio problemă, la noi este parfum. Adică să nu vă mai plângeți de COVID-ul ăsta, dragilor, și mai ales din 15 deja gata, o să zburdați pe câmpii, cum să zice. Da. Câte cazuri au fost? Adică cum a fost manageriată problema acolo? Așa, în mare. Sigur că țara este mult mai mică, Albania are mai puțin de 3 milioane, deci sunt vreo 2.800.000 de oameni. Sunt în momentul ăsta sub 700 de cazuri. Au murit mai puțin de 30 de persoane. Aici s-a mers foarte mult pe izolare. Prevenție. Pe izolarea celor bolnavi, adică pe tratarea la domiciliu. Nu, dacă nu e caz grav, nu e luat la spital, pentru că au gândit că se poate răspândi foarte tare prin spital. Și a fost foarte bine, eu așa zic. Da, deocamdată e bine. Lumea e speriată, e stresată, adică vorbim cu prietenii din țară de-a lungul acestor luni, dau seama că, nu știu, uneori poate prinde bine să fii un pic mai stresat și mai atent, pentru că în țară lumea a luat așa în glumă și în relaxare, știi, asta mi se pare mie. În țara după 5, mea... după 15 o să fie o relaxare totală, deci după 15 mai facem un live să vedem cum se simt oamenii. Eu nu sunt un om panicos și zic că sunt un om echilibrat și vorba aia am răspuns de știri atâția ani și știu ce înseamnă puterea informației și cred că media și chiar voi, fiecare media, chiar dacă voi vă ocupați de turism și turismul trebuie susținut și uite, promit. Nu numai turismul, lucrurile frumoase, da. Nu, că voi vă ocupați în primul rând de asta și promit oficial că voi veni la vară la Brașov. Da, abia aștept. Și atunci o să ne vedem pe terasele, terasă. Sperăm să se dea drumul. Da. Dacă nu, ne vom lua noi o cafea undeva și vom face un interviu așa să mergem. Să respectăm regulile și cred că media are un rol foarte mare, nu pentru a panica lumea, ci tocmai pentru a educa. Adică pe mine nu o să mă deranjeze dacă mă văd cu tine la Brașov să stăm la un metru jumate și să râdem. Oricum e mai bine decât o să trebuiască doar mască, da? Sperăm să se relaxeze lucrurile. Eu cred că dacă avem grijă, putem încet, încet să fim bine. Dacă luăm în râs și începem iar cu grătare în parcuri, da. Nu știu ce o să fie după 15, mai ales că românii, după cum ați văzut, nu prea au avut parte de ce ați avut voi. Și așa erau deja, vai, ce s-a întâmplat și guvernul ce a făcut și ce a adres. În fine, lumea este puțin exact ce ziceam noi pe educație și asta aici trebuie să relatăm. Uite, așa ca aproape de final, chiar dacă am zis că stăm 30 de minute, eu am râs așa. Da, putut să zic că nu. Și bine, nu spui șefilor nu niciodată. Nu, dar eu o să râs, dar eu am hai să nu zic ședință. Am o oră de lucru cu echipa mea pe niște bugete, pentru că și noi modificăm activități pe care nu le-am putut face în perioada asta. Și întâlnirea noastră era la ora 11, care la mine a Nu, dar i-am anunțat că o să avem un decalaj și că îi anunț eu, că mă știi disciplinată. Exact. Deci un 5 minute așa putem întârzia. Da, foarte frumos. Încă o întrebare așa, două întrebări, adică de final, dar o întrebare. Ce ai vrea să le transmiți tuturor celor care vor să devină sau să lucreze în media? Viitorilor jurnaliști sau orice ar fi ei în media și mai ales celor care sunt deja în media. Să luăm etapizat. Da. Celor care sunt în media, să știi că în primul rând eu cred că majorității i-aș mulțumi. Pentru că majoritatea jurnaliștilor români sunt oameni de calitate și sunt jurnaliști de calitate. Și pot să compar acum cu multe țări, adică într-un fel plecarea mea mă face să apreciez mai mult lucrurile și oamenii de acasă.
pentru că noi avem un stil foarte autocritic, noi românii cu noi înșine suntem. Da. E, nu e chiar așa. Nu e chiar așa și îmi pare bine pentru că eu cred că o să fiu, știu că nu există gradul de comparație, dar o să exagerez, o să fiu un om și mai pozitiv când mă întorc. Deci eu cred că avem foarte mulți jurnaliști buni și ce aș sfătui ar fi să-i sufoce un pic pe cei răi și pe cei care împrăștie fake news și să-i elimine. Pentru că doar așa își pot proteja o profesie corectă și cu care pot să continue și să ajute lumea, că ăsta e scopul. Adică de asta e făcut jurnalistul. Jurnalistul nu e făcut să facă materiale ca să se simte el bine, cum cred mulți. Și mulți fac asta. Deci asta pentru cei care sunt. Iar pentru cei care vor să devină, cred că le-aș spune că nu se compară deloc cu ce își imaginează ei meseria asta. Adică pare o meserie ușoară, mulți o consideră superficială, dar nu e deloc așa. Și m-am bucurat că am văzut acum, s-au luat recent de către jurnaliști din România, s-au luat niște premii mari, niște premii importante. Sigur că unii l-au discutat politic, nu ignor lucrul ăsta pentru că încerc să văd prin prisma materialelor și nu doar prin politică peste tot, deși e politică, dar cred că trebuie să ai și foarte multe calități, adică nu ajunge numai vreun sprijin politic. Deci asta le-aș spune, să fie pregătiți când vor deveni jurnaliști pentru o cu totul altfel de viață și o meserie cu alte reguli decât învață ei la facultate. Facultatea cred că le aduce... Știi cum? Cred că o minim bază, minim. Da, eu sunt așa o ființă care respiră metafore și aș zice că facultatea le dă o hartă, știi? E ca și cum zici, vreau să vin la Brașov, vreau să mă fac jurnalist. Ok, ia o hartă, uite, asta e. După aia ajungi acolo și aia e diferența între hartă, adică ce ai învățat la facultate și ce e în viața adevărată, cam asta e. Foarte frumos, foarte iar frumos. Iar devenim serioși, nu vreau, e sâmbătă. Acum să încheiem într-un mod optimist și bineînțeles. O întrebare dragă mie și eu vreau de mult. Oricum te aștept la Brașov și vreau să ne plimbăm pe străzile acelea și să facem într-adevăr un interviu frumos. Mai vrea cineva să mai facă treaba asta și părintele Necula de-abia așteaptă să vină în locul unde s-a născut, să mergem așa prin schei, să ne plimbăm. Dar abia aștept să facem noi un interviu chiar în Piața Sfatului. Plecăm de acolo și mergem pe jos până la Aro. Deja am făcut traseu, știi cum se zice. Stai să-ți mai spun. Da, te rog. Deci acum câțiva ani, cu două colege de la știri, eu și cu încă două colege, Doina Georgescu și Anca, am avut așa o idee, hai să adunăm vechile știri din 1992, echipa, să ne adunăm și să facem un party. Și crezând că o să fim așa vreo 15 persoane, vreau să ne zic că ne-am adunat aproape 100. Și a fost una din cele mai frumoase seri cu colegii pe care le-am trăit, extraordinar. Ceea ce îți propun și ție că ești acolo, poate la vară să inițieze așa o adunare cu oamenii de... Facem lista, da, facem lista și... La CERB și sunt convinsă că cel puțin 10-15 numele pe care le-am spus noi astăzi, eu sunt convinsă că se suie în mașină și vin la Brașov. Avem un party. Avem unde să facem party, găsim. Dar acum să vedem când ne limitează, dacă nu putem să sărim peste 200-300. Eu știu că echipa e mare, dar nu putem să sărim. Nu mă gândeam la 300, dar mă gândeam dacă se adună, cum să spun, 20-50 de persoane, eu zic că e ok. De oameni cu care cu care să povestim și să ne amintim, cred că poți să tragi o noapte întreagă de înregistrare și ai emisiuni pentru câteva. Exact. Acum, într-adevăr, întrebarea vine: de ce iubim Brașov? Cu ce să încep? Deci o să încep să spun de ce iubesc Brașovul pornind din Bucovina. Da.
Pentru mine toate vacanțele copilăriei s-au petrecut, sau în fine 90% s-au petrecut în Bucovina, drept pentru care 93 cred că m-am mutat eu în București, am rămas fără Bucovina și atunci a trebuit să îmi găsesc un alt cuib la munte aproape de București și cuibul ăsta s-a numit Moeciu. Opa. Uite, lucruri interesante. Da, vezi câte lucruri ai aflat și chiar la un moment dat am vrut să-mi cumpăr o căsuță acolo, n-am mai apucat. În e, nu se știe niciodată. Exact. Deci asta e ca o notă personală pe lângă iubirea mea care vine și din interacțiunea cu Cerbul și cu voi toți. Pentru că, așa cum ai zis, nu numai că ne respectăm, dar și ținem legătura. Și asta vreau să zic, fă-i o surpriză Lianei care acum este în Canada la fica ei. Ce frumos. Și poți să o intervievezi din Canada, ar fi foarte original. Dacă e cu fiica ei, atunci poate o învață cu tehnologia, da. Da, sigur se descurcă, sigur că a prins o criza COVID-ului acolo și a trebuit să stea și va mai sta probabil până la începutul iunie. Asta spuneam, deci faptul că am legat prietenii și că am trăit lucruri extraordinare, pentru mine un oraș nu înseamnă numai arhitectura care e minunată. Și ani de zile, asta a fost. Exact, și mâncarea care e minunată, dar înseamnă oamenii care, cum să zic, chiar dacă n-am vorbit de, nu știu, de ani de zile cu cineva, sunt convinsă că dacă îi dau un telefon, nu vreau să dau aici nume să fie geloși alții. Da, nu, să nu dăm nume. Dar dacă dau un telefon cuiva și zic hai să ne vedem sau ce faci, bucuria va fi aceeași. Pentru că un oraș... La orice oră. Da, poate. Da. Deci de asta iubesc eu Brașovul, pentru oameni și apoi pentru arhitectură și pentru istorie. Dar eu mă leg în primul rând de oameni. Îmi plac locurile, dar locurile fără oameni pentru mine nu reprezintă suficient. Dragilor, eu sper să ne mai revedem în formula asta de online și, bineînțeles, poate facem și o emisiune mai serioasă, așa, ca să nu zică lumea că nu facem o emisiune serioasă, dar eu cred că v-a plăcut și emisiunea asta. Bineînțeles, pe monitoare aveți, într-adevăr, Piața Sfatului, dar și scena minunată care... Ne-a fermecat atâția ani, plus unul din trofeele Cerbului de Aur, foarte drăguț realizat. Vreau să spun că am avut așa o bucurie enormă să stau alături atâția ani alături de voi și să, uite, după atâția ani să ne revedem în formula aceasta. Mulțumesc din suflet că am stat atâtea minute și o să ne mai revedem și cu alte ocazie. Așa de final, bineînțeles că no, asta este, lăsăm invitatul să finalizeze, să închidă emisiunea. Un gând pentru cei care se uită la noi. Sau un gând de final, nu știu. Gândul ar fi în primul rând să fie sănătoși, să aibă grijă de ei, să respecte regulile astea care, chiar dacă le urâm acum, o să ne ajute pentru viitorul apropiat cel puțin. Un gând pentru brașoveni, să salute orașul și din partea mea și să se bucure de frumusețea lui. Și un gând pentru voi realizatorii ar fi, m-a impresionat foarte mult, n-am știut că voi faceți asta pro bono și ca o de 8 ani, de 8 ani. Și consideră că vă îmbrățișez tare, tare și vă mulțumesc că faceți o televiziune online curată și frumoasă și că m-ați avut și pe mine invitat. Mulțumesc foarte mult, n-aveam cum să nu avem oameni asta, pentru că noi iubim Brașovul și iubim Brașovul înseamnă doar iubire. Iubim noi la comun.
Dragilor, acesta a fost un interviu de excepție. O să avem și pe în câteva secunde, o să fie și pe YouTube, cei care nu au Facebook. Cei 130.000 sunt din toată lumea, din toată țara, așa că o să se audă foarte bine. Să vă uitați la emisiune, cei care n-ați apucat, să vedeți ce măsuri s-au luat în alte țări, așa că voi să ziceți boda proste, cum se zice, și să fiți sănătoși. Am avut alături de noi pe doamna Irina Radu, fost președinte, director general al TFR, director și om de excepție al Cerbului de Aur, al Festivalului Internațional Cerbul de Aur, și un profesionist de servicii media, senior media officer la OSCE, da, prezentul în Albania. Dacă tu faci încheiera, nicio problemă. Nu am, se poate. Am un nume foarte important pentru noi, pentru amândoi. Și da, cred că numele ăsta să fie punctul final, Dumitru Moroșanu. Așa este. Îl salutăm și să ne vedem cu bine. O sâmbătă frumoasă. Bine. Da, rămâneți în în rețea, cum se spune, că noi ne vom vedea două minute după ce intră genericul. Dragilor, aceasta a fost emisiunea Gândul Zilei. Așa cum știți, sâmbăta alături de oameni minunați și fantastici îi aducem alături de voi. Eu sunt Eugen Tinovan și iubim Brașovul.